Locuiesc cu soția mea și cei doi copii, o fetiță și un băiat, într-o casă proaspăt cumpărată. Totul a fost perfect până acum câteva zile. S-a întâmplat ceva ciudat acasă, ceva ce mi-a schimbat viața. Am început să am acel sentiment că ne urmărește cineva sau ceva mereu, și că o greutate mare stă pe umerii familiei mele. Niciunul din familie nu a spus nimic, așa că am crezut că doar mie mi se întâmplă. Uneori, când mă întorceam sau cu coada ochiului, puteam să văd ceva ca și cum o persoană fugea ca eu să nu o văd. Însă ieri copiii mei mi-au spus că văd copii palis care se uită pe geam la ei. I-am liniștit spunându-le că e de la prea multe filme sau probabil că și-au imaginat, dar în sinea mea eram și eu terifiat. Nu am vrut să spun ce mi s-a întâmplat pentru că pot fi mai înspăimântați de atât. Dar într-o noapte am fost trezit de o lumină care venea pe geamul de la dormitor, direct în ochi la mine. Parcă vroia să-mi atragă atenția. Așa că m-am dus să trag perdeaua pentru că mă deranja. Când m-am apropiat, am văzut o față îngrozitoare, încrețită și uscată. Ochii roșii și sticloși se mișcau dintr-o parte în alta, privind cu delir total. Am rămas împietrit și a trebuit să privesc ceva vreme acel chip tulburător, pentru că picioarele mele au refuzat să mă asculte. Păreau a fi de o țărușe bine înfipte în pământ. Mâinile mele s-au îngreunat deodată, parcă cântăreau câteva tone, nici măcar nu am putut să mișc niciun singur deget, pentru a trage perdea, sau măcar să pot face câțiva pași înapoi. Stăteam acolo, uitându-mă neputincios cum se uita la mine. Avea privirea lui nebună, ațintită asupra ochilor mei. Pot să jur că zâmbea cu plăcere și parcă se hrănea că îmi face atâta frică. Eram complet paralizat de frică. Am continuat să mă simt neputincios. Era să fac infart. Apoi am leșinat când o mână s-a sprijinit pe umărul meu. Dacă nu aș fi auzit atunci vocea soției mele și nu aș fi realizat că i-am atins, nu știu cum, dar pot să vă jur că aș fi murit pe loc. Următoarele zile am stat mereu cu lumina aprinsă. Soția m-a întrebat de ce nu sting lumina. M-am prefăcut că citesc până ea a adormit, dar, în realitate, eram speriat de moarte. Nu vroiam să dorm de fiecare dată când închid ochii văd fața aceea urâtă cu fiecare clipă mai aproape de mine și de fața mea îi simt mâinile reci și creioase pe mine. Într-o noapte am avut un coșmar groaznic. M-am bucurat foarte tare atunci când m-am trezit. Dimineață era un miros de putregai în cameră, iar pe jos am văzut urme murdare de praf. ceafurile și încheiturile mele aveau urme de zgârieturi. Până astăzi, când copiii mei mi-au povestit ce văd, am crezut că doar mie mi se întâmplă asta. Sau, sau poate și lor, dar poate nu au vrut să spună nimic. Ca să nu răutățească lucrurile, probabil au gândit exact ca și mine. Trebuie să-mi scot familia de aici, sper să nu fie prea târziu. Vreau să pot să scap de acest rău și să pot să las în urmă toate aceste apariții oribile. Dragilor, aceasta a fost povestea noastră. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un like și un share ca să vadă și prietenii voștri. Iar până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi.